Oradea poate fi văzută din nou de la înălțime. După 2 ani de lucrări a fost deschis turnul primăriei. Cei care își doresc să admire orașul de la 50 de metri înălțime trebuie să urce 250 de trepte însă. Lucrările de amenajare ale turnului primăriei din Oradea au costat aproximativ 125.000 de lei. Au fost refăcute spațiile interioare, unde s-au pus în valoare zonele cu piatră naturală și inscripțiile de pe pereți, vechi de mai bine de un secol. La primul etaj a fost amenajat un mini-muzeu al pompierilor din oraș. Turnul primăriei Oradea la 1904 era un punct de observare a pompierilor, în turn aflându-se patru ciocane care semnalau incendiu în cele 4 zone ale orașului. Vizitatorii au șansa să vadă și mecanismul unui ceas creat la începutul secolului 20 de lăcătușul ceasornicar Desemezei. Aici este etajul al doilea, practic, al turnului primăriei din Oradea. Acesta este ceasul mamă, cum îl numim noi. Este ceasul care la ore fixe cântă marșul celebru al lui Iancu. Pe marginile turnului sunt pancarde însoțite de notate, adică scrise pe pancarde, marile capitale ale lumii și câți kilometri sunt de la Oradea până la ele. De la 50 de metri înălțime pot fi admirate Piața Unirii, Palatul Vulturul Negru sau Biserica cu Lună. Tot aici a fost montat și un telescop, care poate fi folosit gratuit. Turnul primăriei din Oradea poate fi vizitat în fiecare zi a săptămânii, mai puțin lunea. Biletul de intrare este de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii.